Constantina, spuneți-ne ce a fost aici. Vedem foarte multe clădiri care, practic, sunt la un pas de a se risipi. În clădirea cu două etaje din deal a fost secția de chirurgie, unde se făceau toate operațiile din raion și din, chiar și în satele de raionul Florești, tot aici vin eu. Coșernița, Ciornița și toate satele din raionul Șoldănești. În clădirea aceasta a fost terapia, secția de terapie. Tot așa, toți pacienții veneau, stăteau în staționar. Mai la vale este secția de pediatrie, unde se tratau copiii. Și încă mai la vale este o clădire, a fost maternitatea. Peste drum a fost secția de infecțioasă, unde acum este centrul de sanatate. Mai la deal a fost secția de fizioterapie, unde se făceau proceduri fizioterapeutice. Și mai este o clădire, sunt două clădiri, unde a fost corpul administrativ și mai îndeală secția de laboratorul. Erau pacienți? Erau foarte mulți, foarte mulți. Erau toate secțiile pline cu pacienți, cu... Da, dacă au fost așa timpurile, trebuiau să fie în centrul raional amplasate, aici au rămas tot pustiu. Da. Și ne pare rău de clădirea asta care s-o renovat, era toată, practic tot, numai lumina nu era trasă și apa.